Han. Da. Da, prieteni, a venit și prima trăsătură. Cam înorat afară. Da. Era să ca și în apă. Ciortan. Ciortanel, prieteni. Nu-i chiar mare. Da, e frumos. Ciortanel negru. Negru. Prima piesă. Da, drumul. Bună, prieteni, din nou aici la Fort Alenii. Asta e a treia oară care vin aici. E timpul cam înorat, dar nu este frig. E de ploaie așa, și să plouă și să nu plouă. Acum, nu știu, cum eu sunt înnebunit după pescuit, la mine nu contează, că e ploaie, asta e. Vin la baltă, dacă plouă le strâng, plec, dacă nu plouă, e norocul meu. Și eu o să pescuiesc cu Bățu, care vi l-am arătat mereu, Sensi TV, molineta Ninja L3000, o molinetă care n-aș da-o pe a multe, Tubertini, de la Preston, dar pe cuvântul meu, dacă asta nu mă înțeleg foarte bine cu ea, are o frână de invidiat, invidiat, nu se simte pește mare, că e și mic și mare, nu se simte în băț. În molinetă, cum e altii, hâr, 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 hâr. Vorbesc de, cu tamburul mare, puternic, 5.000, 4.000, 6.000, se simte, la asta nu se simte nimic. Cu același metod, de la Fox Matrix, de 30 de grame, un forfac măsurat de mine de 7.5, cu washer de 7 mm, de la dinamit, că m-ați întrebat mulți că de unde le-am luat. Vedeți? pcur.com le-am luat. Astea nu se găsește prieteni în Decathlon, așa ceva. Așa e de profesioniști. Astea. Și am făcut puțină nadă că nu mai am pelete de culoare. Mai închisă la culoare așa. Hai mă, ce faci, mă? Numai puțin să încarc și eu metodul. Să vedem cum stă pe metod. Eu zic că stă perfect. Uitați, prieteni, cum stă. Perfect. Și vreau să fac o lansare, mi-am schimbat locul, nu știu dacă se vede în cameră, acolo niște, niște brădiși acolo, partea aia acolo, așa, mai în dreapta mea aici, așa, e brădiși acolo, dar eu dau lângă brădișul ăla acolo, așa, la vreo 4-5 metri mai așa, mai în stânga de brădiș,
Vedeți, se vede Punte Negre așa de brădiș? Eu cred că se vede. Nu știu dacă se vede bine, dar oricum. Am să dau acolo așa, de la stuf vreo 4-5 metri spre mine, spre mal, chiar la 4-5 metri în stânga de brădiș. Am aruncat 5-6 metoduri. Am făcut așa o prenădire așa, dar am mersul partidei o să fie locul mai nădit, mai constant. Că dacă nu am trăsătură maxim 5 minute, eu am scos. O scot afară. Dacă nu am în 5 minute trăsătură, scot afară și arunc din nou. Ca să nădesc mai mult acolo, să, ca când vine, să vină la băiatul. Da. Și lovitură puternică. S-a agățat. E mare. Frumos. Să nu-l scap. Gata acolo, am dat în buza stufului acolo și așa. Vedeți, de-aia mi s-a părut mie foarte greu, dar oricum e mare, e frumos. Asta chiar e frumos, prieten. Asta sare de 3 kg, cred eu. Da. Frumos, prieteni. Ăsta, da. Ăsta e cel mai mare pește care l-am prins aici. Asta e a treia oară aici, în Fortaleni. Ăsta, da. Asta, da, prieteni. Uitați captură. Să ne-am lăsat aici. Uitați, prieteni. Vedeți? Asta are vreo 3 kg și ceva. Uitați ce gură. Asta a mai fost prins. Vedeți că are buzile aici și rupte. Dar nu de mine.
Vedeți? Frumos. Frumos, frumos. Să fac și eu o poză așa, prieteni. Frumos. Și dau drumul la apă. Eliberez. Asta e cel mai mare care l-am prins acum. Asta e a treia oară care vin aici. Eu am știut de prima dată că a fost locul ăsta mereu ocupat. Adică alea două ture care am venit, stai să vă arăt, că am zis că e brădiș aici și așa. Nu știu dacă se vede. Vedeți? E brădiș acolo așa. Vedeți unde e rața aia acolo, chiar unde e degetul meu așa drept? Eu dau puțin așa mai aici și mai la 4 metri aici, 3-4 metri să nu se agați. Ați văzut, tot l-am adus cu de asta, cu brădici de asta. Vedeți? Peștii întotdeauna așa de unde e brădiș, unde e stuf, nu-l limpezeală, că el nu are ce să mănânce la limpezeală. Vreau să arunc tot acolo, prieteni. Acolo, lângă brădișul ăla, acolo, așa. Mamă, am luat bățul. Cred că e tot ceva frumos. E foarte puternic. Mamă, dacă se duce acolo. Mamă, mamă. A sărit în sus. E trăsătură violentă. Da, boș. Tot o torpilă. Tot o torpilă, prieteni. Ce forță! Forță mare! Mamă! Incredibil, așa forță. Nu se poate. Haide, bă. Ha.
așa forță, nu se poate. Forță mare, prieteni. Pești tineri, pești vioi. Frumos și ăsta. Tata. Stați, prieteni, palașcă. Palașcă. Uite, uite cap. Forță. Mă doare mâna. Mă doare mâna. Aba. Dau drumul și lu asta. Prieteni, să vă arăt și vouă, mi-am luat minciogul ăsta de la Tubertini, se vede, nu? De la Tubertini. Deci, ăsta are plasa, are plasa mai mică, ăla altul negru. Are plasa mai mare și mă chinuiam când le eliberam. Ăsta o are mică, ăsta imediat îl eliberez, nu mai mă chinui. E de 9 metri, dar eu i-am pus coada de 3 metri jumate. Strâng frâna tare ca să nu mi-a bățul după tripod, că aici e posibil să vină, să vină și pești mari. Hai, hai. Da. Da. Aici vine mai mare. O talie mai mare ca în partea aia unde am dat rândul trecut. Am văzut. E un pic mai mititel. E un pic mai mititel. Dar e frumos. E frumos și ăla. E frumos șortanul. E frumos. Ciortanul e frumos. E frumos, prieteni. O distracție nemaipomenită, nemaipomenită. A treia oară care vin aici așa. Ăsta e al patrulea. Al patrulea ciortan. Afterurile astea de 7 sunt criminale. Cârlig de 14, i-am pus aici un de furtunaș ca să fie echilibrat, să fie, să astupe cârligul. Vedeți? Frumos. Ciortanul frumos. Uite. Uite. Uite.
Îți, bârți. Ce să mai? Mamăi, mamăi, ce repede a luat-o, doar ce am aruncat. Doar ce am aruncat. Să zic, pe cuvântul meu, dacă mint, dacă nu, cred că a durat, cred că nici un minut. Doar ce am aruncat-o, am strâns un pic firul și buf! Da, autați-l. Hai mă, unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Unde te duci, mă? E periculos. Ce periculos. Al cincelea, prieteni, cred că am, să nu exagerez așa, o oră și vreo 25 de minute. De când am venit, până m-am instalat, știți, la feeder, mai durează un pic, până te pregătești, până faci nada, până faci alea. Epa, ce periculos e, pe uscat, da, apoi în apă. Incredibil. Pe buza de jos. Pe buza de jos. Da. Hai, prieteni. Taci. Torpile. Torpiloaie. Torpile. La apă cu el. Epa. La apă, prieteni. Hai, mă, dă-te. El a zis că nu-i dau drumul. O fi zis că nu-i dau drumul. Măi,
măi. Ce-o fi că e? E ceva frumos. Ce trage. Forță. Forță mare. Uite, l-a ieșit pe deasupra. Ce să fie decât torpilă? Torpile. Ei, bă. Torpilă, prieteni. Torpilă. Uite ce trage. Mamă, amică. Intră-mă la culcuș aici. La coteț. La coteț, prieteni. La coteț. Torpilă. Așa. Torpilă, prietenași. Iba, bă, când vreau eu îți dau drumul, nu când vrei tu. Când vreau eu. Uitați, prieteni, felie. A? Uite, gură. A, are vreo 2 kg așa. Frumos, frumos. Uite-l. Iba. La apă cu el. La apă cu el. La apă cu el, tată. Hai, mă, du-te. Așa, mă, tată. Așa, mă, tată. Ce lovitură! Ce trăsătură violentă! Cam înorată tot. Frig, aici e lângă munte. Și un aer rece. Nu-i chiar mare, dar era să-mi abăt. Abățul mă nenorocea. Mă.
Asta cred că e al șaselea prieten sau al șaptelea. Al șaselea sau al șaptelea, nu mai țin minte. Am uitat numărătoarea. Frumos. Ciortan frumos. Frumusețe. Uite câtă gură are. Agresiv. Pește sănătos. Frumușel și ăsta, prietenaș, frumușel, frumușel. Pe cuvântul meu, cred că dacă n-a fost ăștia trei pești ultimii acum, unul după altul. Unul după altul. Frumos. M-am cam plictisit, prieteni. Am luat cam vreo 7 sau 8. V-am arătat cu ce am pescuit. E cam înorat, dar nu este chiar așa frig, nu bate vântul. E frumos afară. Frumos afară, nu bate vântul, nu e frig, oricum e răcoare. Ieri alaltă era fost cald, acum vedeți și voi că e înorat. Peștii mănâncă, peștii încă e activ. În decembrie, astăzi este în temân 16 sau 17. Mi s-a închis și telefonul și 16 sau 17. Nu știu în ce dată 100%. Cred că în 16 astăzi, 16-17. Astăzi e vineri. Să mă corectați voi. Chiar am uitat în ce dată. 16-17 17, cred că, a? Da, e vineri azi, 17. Cred că e 17. Ce să vă zic, prieteni, o distracție, pe cuvântul meu, la maxim. Asta e a treia oară, astăzi am prins cel mai mult. Prima dată am prins vreo 4 sau 5, că m-am mutat în niște locuri, n-am știut. Acum știu unde direct pun tochit, pun lovit și a doua oară acolo la stuf, în buza stufului, unde v-am arătat, cu firul pe clips, direct acolo. Acum aici și am dat aici și e niște, aici este niște brădici de la napă și eu am dat la vreo 4 metri, așa să nu se agațe metodul de brădici, adică să se ducă pe substrat, să nu se agațe în brădici și să stea între ape pe deasupra. Astăzi am luat cel mai mult. Cred că am luat astăzi vreo 7 sau 8. 8, 7, 8, 9. Nu mai țin minte că de la 6-7 am pierdut urmărătoare. Că am făcut și un live pe Facebook. Ce să vă zic, prieteni, până data viitoare, vă rog, de aici, din corazon, dacă v-a plăcut și vă place ce fac și vreți să mă susțineți, să urc și eu puțin în sondaje, like-uri mă ajută pe mine, vă rog, din inimă, dacă vă face plăcere, dacă nu, dislike. Până data viitoare, toate cele bune, vă pup, prieteni, I love you!